Donald Trump face orice, numai să câștige alegerile prezidențiale din Statele Unite. Fostul președinte american și actual candidat republican pentru Casa Albă i-a îndemnat pe creștinii evanghelici, care sunt cruciali în cursa sa pentru președinția Statelor Unite ale Americii, să voteze pentru el în noiembrie. Și asta deși președintele american este catolic practicant. Miliardarul le-a permis deja creștinilor evanghelici să obțină o victorie istorică în privința avortului prin numirea a trei judecători conservatori la Curtea Supremă. But we need Christian voters to turn out in the largest numbers ever to tell crooked Joe Biden, Joe, the apprentice, Joe, you're fired. You're fired, Joe. Get out of here, Joe. You're no good. You've been the worst president ever. You're fired, Joe. Get out. But Christians cannot afford to sit on the sidelines. If Joe Biden gets back in, Christianity will not be safe in a nation with no borders, no laws, no freedom, no future. You're not going to be safe. You're not going to be safe as a person. The reason the radical left will always come after religious believers is simple, because they know that our allegiance is not to them. Our allegiance is not to them. Our allegiance is to our country, and our allegiance is to our Creator.